O retrospectivă a evenimentelor politice ale anului 2016 scoate în evidență o serie de realități politice care au condus în final la modificarea radicală a scenei politice centrale, dar și locale, și la rezultate care au dus la putere PSD-ul. Politologul Bogdan Sava face o analiză pertinentă a cauzelor care au condus la aceste rezultate. Alegerile locale constituie un bun predictor al alegerilor parlamentare, în sensul că tendințele se văd din vreme. S-a și văzut, de altfel, alegerile parlamentare locale acestea, că cele două forțe politice majore ale României de 25 de ani, un partid declarat de centru-dreapta și unul de centru-stânga, își dispută majoritatea posturilor în administrația locală sau în administrația centrală. E adevărat că față de alegerile locale, Partidul Social Democrat a obținut un număr mai mare de mandate, de voturi și de mandate la alegerile parlamentare, însă trebuie să reținem că de fiecare dată din 1996, Partidul Social Democrat, PDSR, cum se mai numea, a obținut măcar aproximativ o treime din voturile populației, iar acum faptul că s-a dus spre 40% nu constituie totuși o abatere statistică deosebit de importantă. Ceea ce s-a întâmplat, faptul că s-a fragmentat scena politică a concurențelor Partidului Social Democrat și au intrat mai multe partide așa numite de centru-dreapta în Parlament. Cu pronunțată tentă de balama la procentele pe care le au. Da, vorbim de PMP aici și pe PMP-ul lui Băsescu și de ALDE. Mai degrabă mă refeream la USR. La o struțo cămilă provenită din societatea civilă. Da, la USR și PMP și doar în secundar ALDE. Retorica greșită anti-PSD din timpul campaniei, guvernarea dezastruoasă de către executivul tehnocrat al lui Dacian Cioloș a dat în cap, în opinia politologului, dreptei politice măcinatele din sesiuni puternice, în special în sânul PNL-ului. Retorica politică, adică o retorică anti-PSD la cele două partide în afară de ALDE, care a prins la un segment important al populației și, ca urmare, PNL n-a mai reușit să coaguleze, sau un singur partid n-a mai reușit să coaguleze majoritatea voturilor anti-PSD. Dacă ne uităm bine, din câte rețin, împreună voturile adunate ale USR și PMP, aproape că egalează voturile obținute de PNL și dacă adunăm și alte formațiuni secundare, cum ar fi Alianța Națională România și Partidul România Unită sau alte partide minore, vedem că totuși opoziția la PSD a fost împărțită. De altfel, în bună măsură de asta și constatăm o prezență slabă. Politologul crede că interesul președintelui Klaus Iohannis de a menține PNL-ul sub influența sa și impunerea guvernului tehnocrat au dus la situația politică dezastruoasă, care după 11 decembrie a trimis fără drept de apel în opoziție un PNL măcinat de conflicte interne puternice. Acum, desemnarea Alinei Gheorghiu și Raluca Turcan urmează de altfel și un mecanism tipic la partidele care au avut un lider ce din motive obiective a trebuit să-l părăsească, cum ar fost președintele țării. Și președintele țării presupun că în continuare este interesat să aibă un rol important în Partidul Național. Vorbim de Băsescu, nu? Sau de Klaus Iohannis? De Klaus Iohannis. Și este interesat în să aibă un rol important în Partidul Național Liberal și pe scena politică românească în ansamblu ei. Și de aceea, cu cât un lider politic este mai slab în fruntea PNL, fostul partid al președintelui, cu atât influența președintelui se exercită mai pregnant. Și de aceea mă aștept ca aceste două lidere să fi fost puse în bună măsură și pentru că nu au o bază puternică în partid, cum se și vede, și vor avea de gestionat, într-adevăr, probabil conflicte între tabere. Conflictul PSD-PNL la nivelul județului Neamț este resimțit puternic de comunitățile locale conduse de primarii liberali, care au primit fonduri derizorii la ultima rectificare făcută de președintele Ionel Arsene după binecunoscutul principiu cine împarte, parte-și face, practicat de toate puterile post-decembriste românești. Chiar dacă noi ca și comunitate suferim din pricina acestei alocări reduse, foarte reduse, totuși vreau să spun că cel care e fără de prihană ar trebui să arunce piatra. Ce se întâmplă? Fostul primar de Roman
a promovat intens faptul că a avut o susținere importantă și masivă din partea liderilor politici ai partidului din care făcea parte PDL, a obținut finanțare prin intermediul guvernului Boc și prin intermediul ministrului dezvoltării Elena Udrea. Elena Udrea. Și atunci atunci din câte înțeleg eu, a fost o alocare discreționară a fondurilor pentru o anumită localitate, pentru Roman în cazul de față. Noi am beneficiat de acele fonduri, dar a fost o alocare discreționară. Atunci n-ar trebui să aplicăm același standard de analiză? Adică atunci o alocare discreționară a fost bună și n-am avut de contestat principiul după care se alocau acele fonduri și acum avem de contestat alocarea, chiar dacă este tot discreționară? Bine, ei alocarea discreționară este în sine un lucru negativ în politică în general. Anul 2017 se anunță pentru comunitatea romașcană unul la fel de vitreg în privința alocării resurselor financiare, căci pâinea și cuțitul rămân în mâna PSD, care va aloca doar firimituri comunităților conduse de primarii ai opoziției, lucru care va îngreuna mult activitatea acestui tip de autorități locale supuse discriminării bugetare.